Controverse și multe semne de întrebare după explozia devastatoare de pe șantierul autostrăzii Moldovei, unde au murit 4 oameni și au fost răniți alți 5. Transgaz dă vina pe constructor și spune că nu a respectat distanța de 20 de metri. În plus, nu avea avizul să mute magistral. Sunt informații contradictorii legate și de adâncimea gazoductului. Transgaz spune că era la 1,20 metri, prefectul vorbește de 30 de centimetri. Între timp, la fața locului, vedem urmările dezastrului, crater uriaș și utilaje făcute praf. Colegii noștri, Valentin Stan, Valentin Drăghici și Bogdan Vlădoiu, care încă de noaptea trecută sunt la fața locului, ni se alătură acum cu cele mai noi informații. Te salut, Vali. Ce s-a mai întâmplat între timp acolo? Sunt în continuare foarte multe semne de întrebare care se ridică cu privire la această tragedie. Tocmai de aceea, în continuare, procurorii sunt aici la fața locului. De mai bine de 7 ore, aceștia strâng probe, adună detalii, o să-i vedeți în spatele meu. Au venit inclusiv criminaliști din București, care au mai lucrat în astfel de dosare, care au experiență cu astfel de cazuri, tocmai pentru a afla cât mai repede cum s-a produs această tragedie. Surse din anchetă vorbesc deja despre o eroare umană combinată cu o neglijență a companiei care se ocupa de această lucrare. Practic, explozia ar fi avut loc în momentul în care unul dintre angajații firmei ar fi lovit conducta de gaz cu un utilaj. Impactul a fost atât de puternic încât vehiculul greu de 10 de tone a fost aruncat în aer, s-a răsturnat. Totodată, conducta respectivă s-ar fi aflat la o adâncime prea mică. În mod normal ar fi trebuit să fie la cel puțin 1,80 m, însă în realitate s-ar fi aflat la mai puțin de un metru, ceea ce a pus în pericol viața celor care lucrau aici în șantier. Știm deja că sunt 4 oameni care au murit pe loc, deoarece se aflau foarte aproape de conducta care a explodat. Alți 5 au fost răniți, 2 dintre ei sunt la spitalele din București, au fost duși acolo cu elicopterele SMURD, sunt în stare gravă, au arsuri pe 60%, respectiv 35% din suprafața corpului. Ne așteptăm ca după ce ofițerii și procurorii încheie această procedură pe care o vedeți în imagini, după ce strâng toate probele, să înceapă audierile, iar acela va fi momentul în care anchetatorii vor cere explicații și patronilor firmei, directorilor companiei. Totodată au apărut detalii noi din partea companiei de drumuri. Șefii companiei de drumuri spun că acea conductă ar fi trebuit să fie mutată, însă firma care se ocupă de lucrări nu a făcut acest lucru. Ora 1 și 11 minute, cerul de la Călimănești s-a luminat preț de câteva secunde și toți localnicii au fost treziți din somn de o bubuitură care a părut un cutremur. O magistrală de gaz a sărit în aer. Vibra tot prin casă ca un cutremur. Au venit imediat mașini de pompieri, ne-au spus să ieșim din casă, să fim pregătiți în caz de... La câteva minute ajung la fața locului și primele echipaje de intervenție. 9 muncitori se aflau pe șantierul autostrăzii. 4 dintre ei au murit pe loc. 5 au fost duși la spital. Trei nu au nevoie de transfer într-un centru specializat. 2 dintre ele... Sigur, sunt în momentul de față în curs de transport și de evaluare la cele două spitale, Bagdazar și Floreasca. La 1 și 30 de minute este activat planul roșu, iar câmpul de la Călimănești s-a umplut de mașini de pompieri și de poliție. Misiunea pompierilor s-a încheiat aproape de dimineață. La răsărit s-au văzut cel mai bine urmările dezastrului.
Zona în care se afla șantierul arată ca după bombardament. Cisterne, camioane, utilaje, toate au fost distruse, arse complet. Ca să vă faceți o idee despre cât de puternic a fost explozia, trebuie să știți că părți din aceste utilaje au ajuns inclusiv la 200 de metri distanță față de locul exploziei. Amploarea dezastrului se vede cel mai bine de sus. În locul unde a avut loc explozia este un crater care amintește de tragedia de la Mihăilești. Mașinile muncitorilor sunt doar niște mormane de fiare, iar totul în jur este negru. Cei patru muncitori morți au între 29 și 47 de ani. Cel mai tânăr se căsătorise luna asta și aștepta un copil. Digi24 a intrat în posesia unui document exclusiv din ancheta exploziei de la magistrala de gaz din Vrancea. Transgaz acuză constructorul că nu a respectat distanța. Documentul tocmai a fost obținut de colega noastră, Cristina Zbârn, este alături de noi. Cristina, bine te-am regăsit. Ce ne arată, de fapt, acest document al celor de la Transgaz? Practic, ce trebuie să înțelegem din acest document este că lucrările la orice obiect de infrastructură trebuie să se facă cu respectarea unor reguli și unor norme foarte clare, mai ales atunci când te afli în preajma unei conducte, unei magistrale de gaze. O magistrală de gaze care a fost dată în folosință în 72, adică despre care toată lumea ar fi trebuit să știe că este acolo. Nu e vorba de o conductă micuță de distribuție, este vorba despre una dintre marile magistrale de gaze ale României, care alimentează nord-estul țării și care transporta gaz inclusiv către Republica Moldova pentru gazoductul Iași-Ungheni. Și spune acest document că constructorul, practic pe o zonă de 20 de metri de o parte și de alta a conductei de gaze, toate lucrările de construire a drumului vor fi demarate doar după ce Transgazul avizează în Consiliul Tehnic și Economic proiectul de relocare, protejare sau înlocuire a conductei de gaze. Pentru că există situații în care atunci când se construiește o autostradă se întâlnesc tot felul de rețele, de apă, de electricitate, de gaze în cazul nostru și toate aceste utilități trebuie să fie relocate sau protejate în funcție de distanța la care se află față de corpul autostrăzii sau de șantier. Această conductă trebuia să fie relocată. S-a făcut un proiect de relocare pentru această conductă și ar fi trebuit să fie aprobat acest proiect într-o ședință pe care ar trebui să aibă loc astăzi la Transgaz. Deci acest proiect de relocare încă nu era aprobat. Ceea ce înseamnă că muncitorii companiei constructorului român nu trebuiau să se apropie la mai mult de 20 de metri de acea conductă până nu aveau acel aviz de la constructor și până când, practic, nu-și dădea Transgazul acordul pentru lucrări de relocare a conductei respective, care se fac de către o firmă specializată, subcontractată de către constructor, nu de către constructorul respectiv. Sigur că noi, în momentul de față, nu știm exact ce fel de, cât de aproape se aflau muncitorii în momentul în care a avut loc explozia de conducta respectivă. Știm de la compania de drumuri că din informațiile pe care le au, aceștia nu lucrau la relocarea conductei, nici n-ar fi avut voie să facă acest lucru. Lucrau practic la corpul autostrăzii, la terenul de fundare a corpului autostrăzii, spune compania de drumuri. Din nou, trebuie să aflăm și alte și răspunsuri și la alte întrebări, cât de aproape de suprafață se afla conducta respectivă și aici avem versiuni diferite. Transgaz spune că era undeva la 1,2 metri, asta în discuțiile cu noi, pentru că în comunicat oficial Transgaz această informație nu se regăsește și prefectul spunea că era la mai puțin de un metru față de suprafață și ar fi trebuit să se afle această conductă mult mai jos. Clar, sunt foarte multe întrebări. În timp ce noi discutam aici, Cristina, au rulat aceste întrebări pe ecran pentru că, uite, ce lucrări se efectuau în apropiere? Pare că începem să aflăm unele dintre răspunsurile la aceste întrebări. Se vor lega și anchetatorii le leagă cu siguranță. Anchetatorii sunt cei care ne vor da răspunsurile complete după ce vor termina investigațiile acolo, la fața locului, în teren, după ce vor constata exact unde s-a produs explozia, unde erau utilajele în momentul în care s-a produs explozia, dacă a fost sau nu o scânteie, dacă erau scăpări de gaze, la ce distanță față de suprafață era conducta respectivă, dacă constructorul a respectat sau nu a respectat acea zonă de siguranță. Nu ne putem antepronunța pe cine este vinovat în această speță.
Ce știm foarte clar, din păcate, este că 4 oameni și-au pierdut viața și alți câțiva au fost destul de grav răniți, unii dintre ei internați și poate chiar netransportabili în momentul de față în spitale din București. Am văzut reacții până acum de la autorități, prin vocea prefectului de Vrancea, am văzut reacții de la Transgaz, printr-un comunicat oficial, nimic până acum de la constructor, una dintre părțile cele mai importante ale acestui eveniment tragic de astăzi. Până în momentul de față nu avem nicio poziție a constructorului. Vorbim despre constructorul român UMB, adică grupul de firme controlat de Dorinel Umbrărescu. Este unul dintre mari constructori care lucrează în momentul de față pe șantierele de la noi. Are sute de kilometri de autostradă și drum expres în lucru în momentul de față. Este un constructor foarte apreciat și lăudat, să spunem așa, de factorii politici, dar și de populație, pentru că reușește să termine mai devreme lucrările decât scrie în contracte. Acum, probabil că toată lumea își va pune întrebarea dacă această grabă de a termina, cu ce riscuri vine. Pentru că vedem ce s-a întâmplat, această tragedie pe autostrada, șantierul autostrăzii Moldovei, unde el are o bucată destul de mare în lucru, undeva la 82 de kilometri, o secțiune extrem de mare de autostradă și unde chiar ministrul transporturilor Sorin Grindeanu acum câteva zile spunea că și-ar dori o să fie în circulație la finalul anului viitor și nu în 2025, așa cum scrie termenul din contract. Este foarte posibil să asistăm la o ridicare a piciorului de pe pedală în domeniul construcțiilor pentru acest drumar. Cei drept va avea multe explicații de dat pentru această tragedie. Va trebui să explice foarte bine în ce condiții lucrau pe timp de noapte muncitorii pe șantierul său, pentru că este unul dintre puținii, dacă nu singurul constructor, care avea muncitori pe șantier, să spunem așa, 24 din 24, pentru că se lucra în 3 schimburi pe șantierul lui Dorinel Umbrărescu. Dacă erau bine informați, dacă erau bine protejați, dacă era suficient de multă lumină, astfel încât aceștia să-și dea seama unde este conducta de gaze, care este spațiul pe care trebuie să-l lase, să nu se apropie de ea, ce lucrări au voie să facă sau nu în acel perimetru, va avea multe, multe explicații de dat acest constructor și cel mai probabil am putea asista și la o schimbare a modului în care lucrează el pe șantiere. Și dacă punem în context, Cristina, ne gândim la fiecare kilometru de autostradă care pentru noi contează foarte mult. Că știm, suntem la borna de jos, pot să o numesc așa, pe care o bifăm noi, că alții au trecut de ea, noi bine că o trecem. Alții au trecut de ea. Vecinii noștri de la vest, ungurii, Ungaria a trecut de ea prin 2007, dacă nu mă înșel. Polonezii au trecut mai mult de ea, au bifat această mie de kilometri de autostradă și drum expres. Noi am bifat-o astăzi cu deschiderea unui lot din autostrada Transilvania, la care a lucrat un constructor turc. 13 kilometri, din păcate, care se varsă, încep și se varsă într-un drum național, pentru că nu se leagă de nicio bucată de autostradă, să spunem așa, nici la stânga, nici la dreapta. Nu e singurul ciot din România. E în zona lui, da, este un ciot de 13 kilometri care se conectează la drumurile naționale. Acum, din perspectiva siguranței circulației, fiecare bucățică de autostradă pe care reușim să dăm în funcțiune este importantă și salvează vieți, pentru că drumurile noastre sunt extrem de aglomerate și cele mai multe au o singură bandă pe sens, ceea ce face ca depășirile să fie destul de periculoase și o clipă de neatenție pe un drum cu o singură bandă pe sens se poate transforma oricând într-o tragedie. Da, uite, vedem și aici bucățică cu bucățică. Ții minte că vorbeam noi săptămâna trecută, Cristina, ciot cu ciot se face rețea de autostrăzi, nu? Așa am făcut și kilometrii pe care circulăm, să spunem așa, 200 și ceva ne întrerupt pe autostradă, tot cu ciot cu ciot. Cei care sunt dați astăzi în circulație, cei 13 kilometri din autostrada Transilvania, dintre suplacul de Barcău și Nușpalău, din județul Sălaj, cum spuneam, încep și se termină într-un drum național. Conexiunea cu viitoarea autostradă acolo se va face cel mai devreme în 2 ani de zile. Este un ciot care trebuia inaugurat, Anca, scuze-mă o secundă, că e important că de punctat și asta, trebuia inaugurat încă de prin luna februarie, dacă nu mă înșel, fusese termen dat de autorități, s-a amânat apoi pe iulie, iată,
se reușește din a treia încercare, până la urmă inaugurarea lui, îl vedem și pe harta. Dacă acolo, ne uităm la cât au întârziat alte autostrăzi, o să zicem că cele câteva luni pe care le-a întârziat acest constructor sunt o nimica toată, că am avut întârzieri de ani de zile, din nefericire, nu doar în licitații, că ieri s-a semnat un contract pentru o bucată din centura capitalei, autostrada de centura capitalei, care a stat în licitație 4 ani. Noi întârziem și cu licitațiile și cu finalizarea lucrărilor, pentru că au fost, din nefericire, proiecte de autostradă care s-a terminat mult dincolo de termenul limită pe care îl aveau inițial în contract. Așa, câteva luni le trecem cu vederea, ținând cont la ce, să spunem așa, recorduri de întârziere avem noi pe autostrăzi. La ce ani în urmă avem noi, nu-i așa, Cristina? Hai să discutăm și cu Ionuț Ciurea, director executiv Asociația Pro Infrastructura, care este acum în direct cu noi. Domnule Ciurea, vă mulțumesc tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Borna asta, cât de importantă este pentru noi? Mă gândesc, ne schimbă cumva filozofia de a face autostrăzi fără aceste întârzieri despre care ne spunea Cristina acum? Sau e una mai mult simbolică? Nu schimbă nicio filozofie existent. Este într-adevăr o bornă simbolică. Se marchează undeva la 30%, cam o treime din ce ar trebui să avem în România ca rețea modernă de autostrăzi și drumuri expres. E drept, sunt foarte bine, am ascultat și reportajul cu explozia și acesta cu mii de kilometri de autostradă și drumuri expres. Și ascultat bine multe elemente. Din păcate, în loc să avem o zi așa mai veselă, avem o zi chiar tristă, pentru că oamenii își pierd viața pe șantier și nu e ok. Adică este cumva de așteptat să avem accidente de muncă, mai ales în domeniul ăsta, dar ce s-a întâmplat astăzi, azi noapte, este foarte, foarte grav și, așa cum a punctat bine Cristina, autoritățile trebuie să facă lumină și sper să nu se șamalizeze cazul ăsta, pentru că este foarte important. Dar, domnule Ciurea, graba ne poate face să facem aceste greșeli? Da, cu siguranță există accidente de genul ăsta, nu se întâmplă pur și simplu. Adică există un cumul de factori, un lanț al slăbiciunilor care are ca rezultat această tragedie. Niciodată nu mor 4 oameni la o explozie de genul ăsta din cauza unui dorel, ca să zicem pe aia. Adică n-a dat dorel cu excavator în teava aia. Adică n-a fost, chiar dacă s-a întâmplat ca treaba respectivă să fie atinsă, să fie cineva cu compactorul. Încă nu este clar, adică nu doar că nu e clar. Sunt multe întrebări, a fost atinsă sau nu de un excavator. Să-ți dai bine de tot cu excavatorul să rupi asemenea magistral. Nu este avut asta de o găsim noi prin casa ta la noi. Sau mai treabă, e magistrală de gaz. Vă dați seama, din plastic. Și nu o rup chiar așa ușor. Deci sunt multe întrebări, a fost avariată, cât de veche este teama sau era sau este. De vreo 50 de ani. A fost avariată sau nu? Avea toate avizele, totul era în regulă. Transgazul zice, ia cartoful, nu e la mine. Dacă ceea ce spune Transgaz este adevărat, este precis, adică nu avea antreprenorul aviz să lucreze acolo în zonă, că sunt, ne uităm și noi așa, 20 de metri, erau utilajele lângă teafă, adică foarte aproape. Nu știu dacă a fost declanșată, că chiar dacă era o scurgere de gaz, era teava respectivă era ruptă, trebuie, toată lumea știe treaba asta, ca să ai explozie, trebuie și o sursă de foc, adică o scânteie, ceva, o țicară sau o scânteie de la un utilaj, ceva, ca să se aprindă. Deci este puțin probabil ca antreprenorul să nu aibă nicio vină. Cam asta încerc să vă spun. Și din păcate, asta este și din cauza, așa cum bine a spus Cristina mai devreme, acestei presiuni pe care acest antreprenor a pus-o singur pe sine. El și-a luat toate aceste contracte. Cristina a avut o mică, probabil se referă la ceva, 120 de kilometri. Constructor are 255 de kilometri doar pe A7, are 10 loturi. La Buzău, la Pașcani, doar el lucrează, sunt 10 loturi, 255 de kilometri. Și mai are alți kilometri până la, în total, 440. Ieri, a semnat un contract de 30 de kilometri pe A8. Deci, în total... Deci, el face cât jumătate din cât avem acum, aproape. Puțin mai mult de jumătate. Păi, în momentul ăsta, doamnă, avem 760 de kilometri cu contracte
semnate de proiectare și execuție pe autostrăzi și drumuri expres. 760 în toată țara, da? Uh-huh. Din care 440 de kilometri sunt la acest constructor. Are mai bine de jumătate. Oare graba aceasta, domnule Ciurea, o putem pune și pe seama presiunii politice? Pentru că anul viitor este an electoral. Îl cita Cristina pe ministrul transporturilor, care se lăuda cu inaugurare înainte de termen și așa mai departe. Din păcate, da, am ajuns să punem presiune pe cine suportă presiunea. Că dacă pui presiune pe greci, italieni și alții, așa, nu prea merge cu presiunea, din păcate. Nu sunt impresionați. Politicienii nu sunt impresionați și nici nu au ei putere. E drept că acest antreprenor se mișcă pe 400 și ceva de kilometri, cum se mișcă alții pe 40 sau pe mai puțin. Corect. Pe de altă parte, așa cum am avertizat noi de anul trecut și am fost foarte nepopular și o să fim în continuare nepopular, dar zic eu corect. Am avertizat că o să iasă din capacitate. Nu are capacitate oameni, utilaje și așa mai departe să pună în teren, în termenele contractuale, toți acești kilometri. Nu se poate, doamne, e fizic. Nu pot să nu remarc, domnule Ciurlea, această situație paradoxală, că până acum am băltit așa cu construcția de autostrăzi, am marcat azi bornea de 1000 de kilometri și acum, iată, ajungem să discutăm, pe bună dreptate poate, despre o prea mare grabă. Da, pentru că graba strică treaba acolo unde nu e cap, e vai de picioare. Eu vă mărturisesc, așa, public, am zis așa din aurii, tot într-un sticlon înregistrat. Eu vă mărturisesc că este o surpriză totală pentru mine că acești oameni care sunt foarte un profesionist, locotenenții lui Umbrărescu, despre el vorbim, toată lumea știe chestia asta, adică acei project manageri, acei oameni cu bază care țin în picioare și în mâini aceste șantiere și viețile a tuturor oamenilor în mâini, iată, sunt oameni foarte buni, profesioniști. Am întâlnit pe mulți, am vorbit cu ei. Și sunt oameni de bună credință. Oamenii ăștia nu sunt la furat, ei sunt oameni serioși. Cum au permis, nu știu cum, ce a fost în mintea lor, de a-au permis să se lucreze lângă magistrala Transgaz la ora 1 noaptea. Indiferent că te avaie la 2 metri, 5 centimetri sau 200 de metri, nu contează. Tu, la atâta experiență, de bani de zile, cum poți să permiți ca muncitorii tăi, că noi ne-am gândit, dar niște subcontractori idioți, ce-o fi căutat aia acolo? Nu, oamenii lor au fost. Oamenii lor. Cum poți să permiți lucrul ăsta? Dacă se lucra fără aviz, la ora 1 noapte, cu compactoare, știi, cu ce mai lucrau ei pe acolo? Domnule Anuscura, ca să ne înțelegem, sunt da? Sunt multe întrebări, într-adevăr. Culpa antreprenorului, indiferent cum te-ai uitat, și este o neglijență a lor, este mare păcat că am ajuns să spunem lucrul ăsta și să ne mirăm și să ne pară atât de rău. Până la urmă au murit niște oameni. Dacă nu murea nimeni, nu era nicio problemă. Dar au murit oamenii lor, da? De care au grijă. Atenție, asta este una din firmele din zona asta care are grijă de oameni. Nu-și bat joc de oameni. Sigur, dacă nu muncești, ești dat afară. Dar dacă muncești, ești serios, firma asta are grijă de tine. Da, și ar trebui să aibă grijă și de ce se întâmplă, într-adevăr, pe toate șantierele lor. Așa este. Dar ăsta este un exemplu de ce a fost în capul lor, de ce nu au avut grijă de oamenii lor. Nu. Așteptăm toate aceste răspunsuri, pentru că sunt multe întrebări. Exact. Le așteptăm de la autorități și de la această anchetă. Vă mulțumim. Vă mulțumim, domnule Ciurea, foarte mult pentru intervenția dumneavoastră. Cristina Zbun, de asemenea, îți mulțumim și ție.